Episod din GTA Online, aici cu Pisica și cu Mihai. Bună! Salut! Și astăzi vom porni la drum cu jetpack-urile noastre, după cum știți a apărut noul update. Și am aflat cum să bagă boost-ul ăla într-un final. Mihai a descoperit. Deci când pornești, să apeși pe shift. Să pornim sincron. Vreți să pornim sincron? Nu uitați să apăsați și butonul de like pentru acest episod, pentru că cu update-ul ăsta cred eu că e super, super șmecher. Așa. Deci îi dăm 3... Da, la 1, când zic și pornim, da? Bine. Hai. 3, 2, 1 și. Da, ce cadere că s-a văzut. Vezi că bag un fel de rachetă în sus și după aia te lasă pe tine să mergi. Deci asta este boost-ul, practic, doar la decolare. Doar la decolare este faza asta. Și pe aia poți să mergi cu el foarte frumos și să faci ce vrei. Noi l-am și tunat. Nu știu câți dintre voi ați fost pe livestream-ul de-aseară, dar... Dacă ați fost, ați văzut că l-am și tunat și acum mai nou poate trage și cu rachete, poate trage și cu mitraliere? Nu, mitraliere nu, doar cu rachete. Ai de ales una sau alta. Una sau, adevărat. Băi, e foarte tare, e foarte, foarte tare. Bă, nu știu, hai să vedem dacă reușim și noi la episodul ăsta să strângem din nou 10.000 de like-uri. Data trecută am văzut că s-au strâns și vă mulțumim foarte, foarte mult. Dar, în episodul de astăzi vreau să continuăm cu heist-ul. Știi că avem heist-ul ăla, l-am făcut, adică... Dacă n-ați văzut încă, puteți să urmăriți live-ul de ieri. Dar aparent e ceva cu un submarin. Mamă, ăla o să fie interesant. Deci vreau să vedem. Aparent o să trebuiască să mergem să ne vedem, să intrăm într-un submarin. Sau habar n-am ce. Știi ce? Hai să mergem la clădirea aia noastră, la facility. Trebuie să ne dai invitație, te rog. Da. Acum facem sexual serve-ul. Stați așa o secundă. Bă, dar Mihai are bounty și are bounty gros acolo, știi? $7,000, nu-i de aici, de acolo. Păi, da. No, că am distruge asta. Stai să mă dau jos. Nu te omor, Mihai. Mai las, oricum te omoară nimeni pe sesiunea asta, e ok. Decă pisica, dacă se supără, da? De. Nu mă supăr, doar dacă nu reușesc să o rezist. Ați dat acolo să intrați în... Da, suntem toți. Ce vreau să zic? Bă, ăsta e foarte șmecher jetpack-ul. Simt dorința să mă arunc în lucruri strâmte cu drăcea asta, gen, pe unde nu puteai să treci cu avionul. Da, să știi, e foarte ușor de... Da, e foarte ușor de manevrat și pare distractiv. Cum se oprește? Așa, bă. Hai să intrăm în facility și să mergem la următoarea misiune. Bă, aș vrea să le terminăm, știi, pentru că știu că la sfârșit, bine, noi am făcut și drept unul din heisturile mari. Se numește heist act 1 sau ceva de genul ăsta. Act 1, da. Acum noi suntem pe actul, adică trebuie să facem setup-ul pentru actul al doilea. Cum ar veni heist-ul ăsta împărțit pe mai multe mini heist-uri. O să vedeți. Pe aici. Pisica știe calea. Păi eu am văzut din prima. Și una din astea e cu submarinul, cred că a treia. O să vedem pe care scrie. Am lăsat armele acolo. Ia uite, e femeie aici. Da? Și ce dacă? Poți să vorbești cu ea? Nu. Aia a doua asistentă sau a treia? Bă, sunt foarte mulți oameni aici, nici nu știu ce, cu ce lucrează, sincer să fiu. Nici nu știu cine e angajat. La câți bani ai dat. Trebuie să lași și pe Mihai, că e bătrân și se mișcă greu. Așa s-a deschis calculatorul. Mam. Oooo, dar ce avem aici? Deci avem așa, keycards, avem... cum îi zicem, rescue-ul P, Avenger, hard drive și submarin Recon. Submarin, use the stormboard to destroy a convoy before heading underwater and scan the submarine. Hai să facem asta cu submarinul acum, vreți? Haide. Pare mișto asta cu submarinul. Și am văzut că era un submarin în trailer ăla mare, cred că ăsta e. Sper să fie ăsta. Uite cum arată, vezi? Încă o să fim, fim pe două misiuni, pe două echipe. Două echipe, deci o să ne punem să facem. Luați-vă, cum îi zice, luați-vă tot ce trebuie, armură, da? Hai să-i dăm drumul. Și nu uitați că în descriere veți avea link-uri către canalul Pisici și canalul Mihai. Nu uitați să treceți și pe acolo, să le dați și lor un like. Și de asemenea aveți și paginile noastre din Instagram, tot în descriere. Lol, eu sunt... Deci, Palito Cove Team și Palito Bay Team. Deci eu sunt cu pisica în echipă și suntem ciudați cu muști de astea. Mi-am pus o culoare să mă găsiți în caz că o pierd. Am pus portocaliu, eu gata. Și eu portocaliu. Că te vezi din apă. Gen... Nu cred că mergem în apă așa direct, cred că mergem cu mașinile alea. No, eu cred că când ne băgăm în apă o să avem costumele alea. Mie se părul prin cagulă. Și lui Mihai. Da, are părul și prin cagulă. Și lui pisica. Și... Eu nu văd. Bă, dar pe live când erau 3 pisici. Ba, dar nu, eu... What the fuck? Da, asta ce părul. Da, am văzut la pisica. Acum nu mai e. Acum e bine. E un bug mic.
Ne dăm mașina din start. Ne dăm mașina din start. Se face să poți să mergi cu ea pe sub apă. Dar e chinul? E mașina, da, e mașina lor. Deci Mihai, tu n-ai condus mașina asta până acum, nu? Niciodată. Ține apăsat pe H. Pe H. Lel. Înțeles? Să face să mare. Are și antenuță, lol, ce Caterinca. Merge tu noata asta? N-am încercat. Vizual nu. Sau doar culoare, culoare. Și performanță. Aveți grijă cu rachetele? Eu să încerc să... Nu pot să-i intralieră. Mie nu-mi face loc pe voi. Nici am zis. Stai că vorbește asta și face fiți că... Intralieră, să nu cumva să trag din greșeală în voi. A, și la fel. A, putem să trecem direct pe aici. Am sărit de pe... Puteam, da. Să vedem dacă mai reușești să mai urc acum. Reușești. Ha, mă, că am tăiat drumul. N-ai rezolvat nimic. Tot stăpața ta. Vorba de rezolvat. Am stat o autorit până. Până, vedeți cât avem de mers? Da, văd, 6 km sus. Bine, astea sunt și lente, să știi, adică nu sunt atât de rapide. Bă, merg ok pe full speed aici. Dacă o ții pe merge full speed. Da, ia ceva viteză. Dacă o bagi în curbe și asta se reduce. Avem 3, nu 3, un singur de team life. Deci dacă am murit o dată, după aceea dacă murim o dată dăm fail. Da. The stress, fail. The stress is deci here. Să murim doar o dată. Doar o singură dată, unul din noi are voie să moară și după aia dacă mai murim o dată dăm. Dar trebuie să mergem la North Kumash. Uite, de ce nu prea avem deștea pe stradă? Playerii, mașini? Hai că am început să fie, de bine ce te-ai văitat. Da, da. Chiar sunt destul de mulți. Nu mi se pare. Mie da, mi se e mai liber față de obicei, păi, dar uite acum am început. N-are puterea asta. N-are putere deloc. Bine, dar... E discuți. Submarin, mă, nu e mașină de putere. Să fie Lamborghini asta, nu? Miura? Da, eu am zis că e un Infernus. Bine, Infernus, da. Lamborghini Miura, e mașină veche. Dar nu e, dar nu așa se numește acum. Da, are al lumea asta. O seamănă, dar la putere nu e. Eee, și cu tine acum. Păi, da, poate dacă o tunezi, e. Dacă nu tunezi... Eu am tunat, nu e chiar. Na. Tot nu e, nu? I-am tăiat-o că n-are rost. Și eu la fel. Ia uite-l pe Max. Cazi pe strada așa, bravo. Îți bine. Wow, s-a văzut, te-am văzut frumos eu, te-am prins frumos pe cameră. Sunt murdărit. Te-am văzut așa ca un stuntman, știi, gen, uiii. Și... Dispăria tare, ai grijă. Oh, shit. Aha. Fac slipstream, dă-te așa. Mamă, dacă ar merge, frână. Vrei să faci slipstream în misiune? Da, bă, free roam. Aha! Claxonezi. Dar știi că poți să te transformi în barcă aici, nu? Da, știu. Și cum mic arată. Dar durează ceva transformarea, nu e chiar rapid. Da, ce se întâmplă dacă mă arunc cu roțile deschise așa în apă? Nu iau damage sau ceva, nu? Și te transformi. Nu știu dacă te transformi automat, dar nu ți intră apă și nu, asta nu, să nu zic. Merge. Deci nu-mi iau damage la mașină dacă greșesc, să zic așa. E impermeabil, nu intră apă. Hai că mai avem un kilometru. Deși are o grămadă de... Deși cineva a zis că ar trebui să încercăm să spargem geamurile, să vedem ce sunt dacă intri în apă cu geamurile sparte, dar eu nu cred că pot să spargi geamurile. Nu cred că poți să spargi geamurile astea, zic eu. Deci rămâne vinovată din GTA. Tu știi că am încercat să trag cu rachet, cu lansatorul de rachete în asta și n-a băbuit? Lol? Opa, destroy. Oh, destroy the convoy, pregătiți-vă lansatoarele. Oh. Helicopterul ăla e problema. Ăla primul trebuie. După aia... Haide! Am sărit. Hai, dă-mi și mie un loc pe elicopterul ăla, te rog. Dar nu-mi dă nici mie loc pe elicopterul. Am sărit puțin aproape de el. Wow, elicoptere gold ăștia. Păi, au valoare. Bravo. Valoare de aia mare! Uuuu! Floaie de glonțe! Mamă, ca adevărat, am stat pe elicopterul ăla. Mamă! Mă, ușor că fac cu mine.
și ia, după aia mașina fix în față. Cum ce haos. Nu, vedeți că nu puteți, vă rog frumos. Mamă, ce nebun e Lester. Ești nebun, omule. Uit. Mai e o mașină în față. Un elicopter gold în față. Aveți țintă pe el? Nu încă. Nici mie nu-mi pune. Gata, mi-a pus mie acum. Am băbuit convoiul, eu. Mergem copilul în față. Da. Pe submarin. Deci cu H, ține apăsat. Da, ține apăsat și se transformă. Pe cac. De preferat în apă. De preferat, da. Dacă te faci pe stradă, o să-ți se târâie. Ce? N-ai ce să faci dacă faci asta pe stradă. Nu, ți se târâie pe pământ. Să... Mie mi-e frică să nu pumpe. Da, că și-a damage în teorie când faci asta. E ca și cum mai pune o barcă să meargă la viteză mare pe stradă, știi? Practic îi dai damage la partea de gestie. Găsi rampă. Ia aici. Hai că găsi Mihai o rampă. Da. Dar tu te duce să joace. Un fel de rampă. N-am mai sunt de îndurem. Mi se ne-a pusat pe H, da? Da, și-o controlez ca punctul mare în adevărat. Vai, sim, destroy the sea mines, avem mine să distrugi, dar și vezi că rachetele se transformă în torpile când ești sub apă. Da, cu ce aprind farurile? Mine, dar trebuie să avem grijă să nu intrăm și noi în mine. Da, să mă bucur cu voi. Mă, dar sunt multe, what the fuck? Hai să văd cum arată, că nu știu cum arată. Mamă, dar se controlează puțin ciudat. Da, unde? Că eu mă apropii de una și nu văd. Ah, face loc, face pe locul rachetele. Vedeți? Am văzut, sunt cu țepi. Are ceva explozie, la vezi. Da, cred că sunt alea ca desene animate. Da, alea ca desene animate. Da? Mă, le văd. Eu am văzut asta... Dar erau și înainte. Erau? Da, adică erau, dar nu... Erau statice, nu făceau nimic. Acum le-a făcut să bubuie, știi? Ți minte să-și văd să sunt? Nemo. Mai e una, dar nu știu unde e în zona asta. Bă, câta supare-le, du-te de aici pe o balenă. Una e în sus, în partea asta. Ce loc, ce spanacii mei. Stai apropii de... Mamă, ce loc sensibil are. Hai, torpilă, du-te. Te aleg pe tine! Ok, hai, bube? Distrug simanezurile astea. Team lives, 4 din 10, hai, ok, merge bine. N-avem timp, deci e în regulă. Mi se pare foarte comică mașina asta, știu de ce gen... Băi, e mișto rău de tot, adică... Poate. Cât, oare cât de mult merge să te afunzi cu ea? Bă, uite, asta e un test pe care putem să-l facem. Nu acum, dar da, pe viitor. Mă, ce mișto explozia de la mină. Ce că Minesweeper, ha, ce glumă. Achievement? Nu știu, cred, probabil, mai încolo. Pe cele bubui mai multe. Ia. 4 din 10. Hai, uite, e avionul prăbușit aici. Oh! Mi-a bubuit lângă mașină, nu e bine. Mam. Dacă te apropii prea tare, îți bubui lângă mașină. Păi da, eu de obicei frânez. În timp ce face loc, frânez rău de tot. Aici aproape mă opresc. Adică, cred că mi-a afectat puțin mașina, dar e ok. Tu auzi ca un sonarul? Ca la un... Da. Câte ați bubuit voi? Cred că vreo... Destul de multe. 6 din 10. Fiecare are counter-ul lui separat? Eu am 8 acum. 8 din 10. Eu am 7 din... Ah, da, 8 din 10. Nu. Nu, avem același counter toți. Mai sunt 2. 3. La mine. Cred că sunt diferite. 9 din 10. 10 gata. Din 7 din 10. Ah, eu le-am zis 10. Da, e... sunt separate. Și de submarinul mare! Hai că scanez. What the fuck? Cum fac să scanez? Aș? Te duci lângă el. LOL, îl scanez cu ceva roșu. Stai că trebuie să mă prepoziționez. Bă, cât de mare ești, nebun? Uite și eu scanez pe aici. Gata. Un avion? Ce? Scanez. Da, trebuie să mai scanez. Nu, trebuie să stai să scaneze tot. Păi nu că mi-a scanat tot, dar cred că trebuie să mai scanez. Hai că îl scanez acum. Ah, ba nu. M-am scanat. Sunt 3 locuri pe care trebuie să le scanez. Da, trebuie să te... Deci te oprești, le scanezi și aia. Bă, ce mișto. Lol. Drăguț, îmi place. Ah, m-am deportat.
Trebuie să stai în zona aia galbenă, nici măcar nu contează în ce direcție te uiți. Gata. Relive. Wow, wow, wow! Lovitură! Bă, uite-te cât de mare e! O, vin rușii după noi! Trebuie să fugim! Dar ce torpile am, le dau una în gură de nu se văd. Dar ce torpile, cred că are submarinul ăla, îți dă o torpile de nu te vezi. A, da. Bine spus, Max, bă, dar nu mai... Hai să plecăm de aici, că nu-i stânci. În sus, în sus și spre mal. Cum mă ridic în sus? Și 5. După 5, ți-ai apăsat. 5, da, 5. Acum am ieșit deja la suprafață. Și eu. Da, mai că e lent, na. A, e lent, normal. Mai vreau o mașină care merge pe sub apă și pe zoa așa rechin. Să fie și rapidă. Fie de la rapid, gen vzz. Frate, eu sunt mulțumit de mașină, nu știu, mie îmi place. Nu, și mie îmi place, dar gen... Să meargă ca un jet ski, ar fi comic rău de tot. Acum mă transform înapoi. Încă n-am ajuns pe... Nicio. Și geamurile, după cum vedeți, nu s-au spart, nu s-a făcut întâmplat nimic la ea. Dar să încercăm să le spargem, totuși. Încercăm, dar eu nu cred că pot să le spar, sincer. Nu știu, cred că sunt blindate sau ceva. Ce faci, Mihai, ai ajuns deja? Da, m-am grăbit un pic. Așa, ca să mă transform. Și eu trebuie să mă transform. Bă, dar pe unde mergem? Nu pe aici, nu, putem să ocolim asta pe aici. Ocolim. Uite pe aici, avem loc. Hai, pisică. Sunt în spatele vostru. Așa. Așa, the coast of San Andreas. Așa a zis? Da, San Andreas e aici, la noi. Zona, probabil. Ui! Ce interesant. Off-road. Deci trebuie să ducem mașinile astea, ne-a mai rămas, nu? Da. Bă, a fost mișto misiunea, n-am ce zice. Adică, misiunea asta mi se par chiar foarte bine realizată. Și mie, neașteptat de... Față de ce am avut până acum în GTA, mi se par cele mai bune misiuni. Preveni și pisica. Hai. Ce mă, pară și mie pe bără. Wait for your team, îmi zice. Deci gata. Am ajuns toți? Da. Gata. Am ajuns. Gata. Aoleu. Ce zice acum? Că să mai mergem soon enough. Sunt enough. Da. Da. Am mers, gata. Hai că am mers. Uite chestia asta că tot durează puțin mai mult, nu înțeleg de ce. Setup past. Ia să vedem. Bă, faza e că nu primești... Oh, platinum. Faza e că nu primești foarte mult la setup-uri, știi? Primești mai mulți bani când faci heist-urile. Final. Deci, da, heist-urile propriu-zise. Dar, oricum, e ciudat pentru că până acum n-am mai avut heist-urile astea făcute pe act. Adică act 1, act 2, act 3. Adică a fost un... heist-ul propriu-zis și aia era, știi? Acum ni l-au împărțit pe mai multe părți. Dar mi se pare interesant, adică chiar aș vrea să mai facem misiuni. Dacă-s mișto, cum a fost asta, de exemplu, am reușit să mergem pe sub apă. Să scanăm. E tare. Să scanăm, să... Da. N-am mai... adică chestii pe care noi nu le-am mai făcut până acum în GTA. Oricum, foarte curând și că vor băga update-ul de Crăciun. Pe lângă update-ul ăsta pe care l-am avut acum, abia aștept să văd ce chestii de Crăciun specifice vor băga în joc. Sunt singură. Da, pe pisica dată singură în sesiune și pe mine m-a dat cu Mihai. Se tot întâmplă chestia asta, e dar oricum, ăsta a fost episodul nostru de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut și mai vreți și alte episoade cu GTA Online, nu uitați să apăsați acolo butonul de like și noi ne auzim data viitoare. Pa, pa! Pa! Pa!